Ați demarat la Chișinău campania Curățenia Generală de primăvară. E un proiect, un astfel de model îl avem și aici, la București, la sectorul 6. Domnul primar Ciprian Ciucu, care a fost ieri invitat la noi, ne spunea despre această campanie pe care a demarat-o și dânsul la sectorul 6. Care sunt rezultatele și ce vă propuneți mai exact în această campanie? Eu îi doresc domnului primar multă sănătate și mult succes în tot ceea ce face. Mă reamintesc că avem o relație extraordinară cu sectorul 6. Am făcut un parc extraordinar în anul precedent, Parcul Alunelu din capitală, și urmează alte proiecte pe care am agreat să avansăm. Acum, în ceea ce ține de campania de salubrizare din Chișinău, noi am început în forță anul trecut, în decembrie, ianuarie, încă pe perioada iernii. Chișinău este un oraș foarte frumos. Cu toate că atunci când am venit, am găsit un oraș foarte murdar. Eu sunt chișinăuian de origine. Eu m-am născut acolo și am trăit toată viața, mă știu, ca pe cinci degete. Îi cunoașteți transformările, să zic așa. Exact. Și în momentul în care vedeam că orașul era murdar. Și orașul mai este murdar, deci trebuie să recunoaștem acest lucru, dar dacă să ne uităm și să privim în dinamică de acum 2 ani de zile și ceea ce este acum, este mult mai bine. Nu că am avea mai multe resurse sau că am implicat pe cineva deosebit în acest sens. Da, ne gândim cum să facem ca aceste servicii să devină mai calitative, ca oamenii care participă la acest proces să fie mai motivați, cum să facem aceste campanii împreună cu societatea, pentru că fiecare este parte componentă a acelei urbi în care trăim, noi cu dumneavoastră, fie că este București sau Chișinău. Și da, astăzi îmi ia un efort enorm. Eu la Chișinău, știi, foarte mult, mă trezesc foarte devreme și stăm ca în administrațiile astea mai vechi, da, cu băta și cu bumbonica, în sensul bun, dacă putem să spunem că este sens bun aici, da, dar e un management care nu este prea eficient, după părerea mea, în instanță finală. Scurgem tot din ceea ce putem să scurgem astăzi. Dar eu sunt sigur că pot exista și urmează să vedem cum putem implementa alte modele de eficientizare a acestor lucruri. Întrebarea este că toate aceste lucruri și toate aceste transformări costă. Ceea ce mă bucură pe mine că anul trecut am reușit în septembrie să lansăm campania de salubrizare. Am mers cu sute de voluntari, mii de oameni implicați în fiecare weekend în diferite zone ale Chișinăului ca să facem Chișinău mai amenajat, mai curat pentru fiecare. După care a urmat o campanie mare pentru prima dată în istoria Chișinăului. Probabil că din 91 până în ziua de astăzi n-am sădit atâția copaci cât i-am sădit anul trecut. În toamnă au fost 60.000 de copaci, ceea ce este mult pentru Chișinău. Chișinău este un oraș foarte verde, este extraordinar de frumos. Oricine are ocazia, vă invităm să veniți la Chișinău în mai, iunie, dacă ne permit situațiile legate de pandemie. Spre mare regret, avem un dezastru în țară. E dezastru peste tot, dar acum chiar e complicat. Avem o incidență foarte mare, avem cele mai mari cazuri ca și număr de infectări de la începutul pandemiei. Acum o săptămână am implicat toată lumea, așteptăm vaccinul. Apropo, mulțumim foarte mult pentru vaccinul din partea guvernului.